la... Patricia. De la Patri, domnul de la... Domnul! Vanda a venit cu noroi în clasă. Miroase a fum și haine mucegăite. Și a mâncare. Domnul! Vanda mereu vine cu noroi în clasă. Și mereu dorme la prima oră și mereu desenează în timpul orelor și mereu... Dar, vă rog, Patricia, vrei tu să citești o zi din viața ta? Nu, domnul. E rău de la miros. O să deschidem un geam. Victor, da. Vrei tu să citești? Nu, domnul. Dar pe bune, miroase bucătărie. Atunci, să-și vadă fiecare de treaba lui. Nu vă mai curăți. Să citească Toma. Dar de ce eu? Pentru că e mai înalt. Nu vreau eu. Să citească Alex. Da, pentru că e mai solidă. Da. Domnul, eu mi-am uitat caietul în clasă. Acasă. Domnul, Alex i-a mâncat hamsterul, Tema. Alexandra, 5 minute în picioare, la colț. Și Nicu în picioare. Nicu Piticu. Nicu care mai tare ca tăticu. Alexandra și Nicolae, 10 minute în picioare, la colț. Banda, vrei tu să citești cumva? Țineți-o toată ora, domnul. Alexandra, care își ia palma. Palma cu șobot! Șobot, 5 minute în picioare. Toma! Toma, 10 minute în picioare. La colț. 5 sau 10, domnul. Petroscovici, Vanda. Vrei tu să citești? Petroscovici, scon, scovici! Oh! 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 Copii, vă rog, vă rog, cât să vă mai rog? Domnul! Citește Wanda! WC! WC! Unde Wanda? Haideți, domnul, că trece ora până citește ea o propoziție. Și noi stăm în picioare. Nu e corect. Chiar miroase. Patricia, copii... Citesc eu, domnul. Mădălina, te cheamă Wanda și eu nu știu. Hai, Wanda, ai scris ceva? Da. Da sau nu? A zis, da, domnul. Mădălina, nu mai vorbim locul altora. Să vedem. O zi din viața Vandei. Luudu, Oana! La colț. Dar nu mai sunt colțul. Poți să stai lângă Victor? Copii, dacă mai continuați așa, vă chem părinții la cancelarie. Domnul cancelar! Copilașelor, tu nu ești cu minte și ai fost la colț așezat. Copilaș, nu mai ai, ai dore, la cancelarie să vii imediat. Dar ce-i vina noastră că miroase urât? Miroase a prăjeală. Miroase a transpirație. Miroase a mucegai. Miroase a stături. Miroase a gunoi. Copii, nu se cuvine. Hai, Banda, citește-ne o zi din viața ta. Azi, trezit la... La citirii dimineața, la 4 dimineața. La citirii? Cu găinile? M-am trezit, așa se spune corect. M-am trezit la ora de... Ce tare! Patricia.
știrii la 4 dimineața. Trezit când tata pleca la șantier. O iei pe șantier! Acum adulghier! Mâine șomer! Tata construiește o un bloc până la cer. Șomer până la cer! Zgârie nori, îi zice. Într-o zi o să locuim și noi într-un șantier! Într-un bloc până dincolo de cer. Și o să avem baia noastră cu oglinzi colorate cât peretele. Azi, trezit și făcut o tocăriță de cartofi cu brânză și ceapă. Era mâncarea preferată a lui mama, a mamei. Și a noastră. Când tata o să vină seara acasă, de pe șantier! O să mănânce ce îi place lui mai mult și mai mult. După aia, am călcat cămașa lui fratele meu, Boian, și am pus-o nasturile. Azi l-am lăsat pe fratele meu să doarmă mai mult. După aia, am călcat rochia mea albastră. Rochia cu care mă duc la școală. Rochia de la mama mea. Mama mea e cu noi chiar dacă nu mai e cu noi. Când mor, oamenii se fac gânduri. Și ni se așează în cap. Și povești ne spun nouă. Când eram mică, mama mi-a povestit cum e marea. E albastră. Și uneori verde. Și uneori are valuri care se sparg în clăbuci. Marea e cel mai mare clăbuc din lume. Tata... Tata mi-a promis că într-o zi o să văd marea. Marea cea mai mare e între noi și locul unde ne-am născut. Înainte să moară, mama mi-a zis, desenează, Wanda. Desenează și lumea întreagă va încăpea în dulapul tău. Mama, eu am acum în dulapul meu și marea cea mai mare. Bun, bravo! Și acum, Mădălina. O zi din viața Mădălinei. O zi din viața mea. O zi din viața lui Mădă. Tremur. Așa de deodată, ce te tot fâțești? Merg repede, repede, repede. Dacă nu mai e, dacă l-a cumpărat cineva, dacă... E argintiu cu punctulețe, vezi? Și are un șnur. Scrie mare pe el oracol. De când l-am văzut, mi l-am dorit. A zis ziua în care i-am pe toți, toți bănuții. I-am numărat de mai multe ori să fiu sigură că sunt acolo. Strâng de un an. 44 de monede. Monezi? Se spune monede. 44 de monede. Într-un magazin și țin mâna pe săculețul cu monede. Îmi zvâcnesc degetele. Mi-l mai arătați odată, vă rog. O fi l-am cerut deja de 11 ori până atunci. O dată pe lună, fiecare lună. Dar de data asta chiar îl cumpăr. Vânzătorul... Vânzătorul numără bani. Aoleu, dacă sunt mai puțin. Dacă se uită la mine și zâmbește. Sunt cât trebuie. Mi-l aduce și îl țin strâns, 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 strâns. Ies din magazin și mă așez pe treaptă. Oracolul meu, toată lumea mă va invidia. Îl deschid.
sunt subțiri. Îmi țin mâna lipită pe prima foaie. Scrie despre ce știi, spunea Mark Twain. Cine? Mark Twain. Degetele sunt cuvinte lungi. Oare cum să încep? Poate așa. O zi din viața lui Mădă. O treaptă. Prima treaptă din viața lui Mădă. Prima! He, 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 he. Și acum să vedem. Entendé, dizi-mă de pe, dizi-mă de companie, entendé. Hai, Toma! O zi din viața lui Toma. Eu, Toma Mateescu, am ales duminica trecută. Pentru că, odată la două luni, vine tata din Anglia. Și seara, ies cu el în oraș să mâncăm o pizza cu patru formagi, dublă. Pentru că sunt în creștere. Stai jos. Idei principale, ora 10, m-am trezit. 10.30, 11, mâncat pâine cu unt și dulceață cu mama. 11, 12, sta degeaba, prefăcut că citesc. 12, 13, sta degeaba, prefăcut că tot citesc. Mă doare capul. Mă doare, dar aș vrea să ies cu bicicleta, dar mama nu mă lasă. Nu, Toma, mai ai lecții. Dacă nu-ți faci lecțiile, nu mai ești cu taică tot de seară în oraș. Îmi doresc mult, mult de tot să ies cu tata. Acum două luni n-a venit. Azi vine, azi sigur vine pentru că mi-a promis. 13-14. Scris tema. Scrieți o părere personală despre romanul Coliba unchiului Tom. Romanul Coliba unchiului Tom o are ca personaj principal. Îl are. Îl are ca personaj principal pe Coliba pentru că nea stă Tom. Dacă n-ar fi Coliba, n-ar fi nici unchiul, nu? 14. Mâncat curcan la cuptor cu mama. De fapt, cu varză cu mama. 14.30. Uitat la ceas. Urcat tata în avion. Aeroport Luton. 16.30. Întârziat avion. 17.30. Aterizat tata. 18 și 15 minute. Auzit cheia în ușă. 18.30. Certat mama cu tata. Eu în camera mea. 19.45. Tata verifică temele mele. Nu se poate, Toma, nu se poate. De-aia trimită bani acasă pentru pregătirea ta? Ca să scrii ce strice ție prin cap? Profesorii tăi știe? Știu, știu. Tată, te rog doar că niciun cuvânt, Toma, niciun cuvânt. Așa te cârpesc, niciun cuvânt. 19.50. Trântit ușa tată. Din nou ceartă cu mama. Subiect eu. 20. Mama plânge la bucătărie. 21. Stat cu ochii în tavan. 22. Rescris tema. Scrieți o părere personală despre romanul Coliba unchiului Tom. Romanul Coliba unchiului Tom este foarte important pentru copiii de vârsta mea. 23. Mama tot plânge la bucătărie. 12 seara. 24. Am adormit. Cuvinte cheie. Tata, duminica, romanul Coliba unchiului Tom, pizza, trântit ușa, pe din afară. Of, 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 of. Hai, Alexandra, spune tu o zi din viața ta. O zi din viața Alexandrei. Eu am scris despre o zi mai demult. Eu zilnic fac flotări. Pe atunci făceam doar 15 flotări pe zi. 2, 3, 4 chiar. Dar ce faceți, mă? Mă numărați voi pe mine? Eu sunt cea mai tare la flotări. Mai tare decât toți băieții din clasă. Ia fă și tu să te văd. Fă, măi! Și tu. Fac și eu. Tu nu. Foarte repet, șobo. Alexandra. Și... Acum fac și clătite și cartofi prăjiți. De la mec? Știu, de la mama. Acum fac 30. De clătite? De flotări. Fără pauză. 11, 12, și că flotările nu sunt pentru fete. Și că
sarcastic. Și ci că fetele nu se iau la trântă. Odată, într-a cincea, l-am castit pe cel mai bătăuș băiat din școală. Toți colegii îmi ziceau, Alex, nu se face. Dar ce se face? Doar nu era să stau ca pleaga, să dea el primul. O colegă a zis, Alex, nu poți, o să te bată măr. Serios? Eu clătitele le fac cu măr. Stai să vezi cum se pula pe măr. Stai să vezi. Și l-am pus cât ai zice pește. Toate fetele m-au felicitat. Bravo, soro, așa se face. Doar directoarea mi-a făcut o criză. A zis că-l cheamă pe tata la școală. Dar tata n-a venit. Noroc că au schimbat-o pe directoare. Lui tata nu este frică de nimic. Zice, dacă vii bătut acasă, te bat și eu. Tot mărți. Ce ești tu, fată, pleacă sau om? Om, tată. Sunt om. M-a trimis tata la carat. Acum am centura neagră. De la ciocolată. Și om. Și uneori aș vrea să fiu doar om. Și atunci fug la bucătărie. Și nimeni nu mă găsește acolo. Vai, 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 vai. Hai, Victor, spune tu. O zi din viața lui Victor. Ziua cârtiței. M-am gândit la această zi de la începutul anului. Acum două luni am făcut 16 ani. Nu se vede. M-am trezit și am așteptat. Poate că mama cu tata o să se răzgândească. Poate că o să mă lasă. Poate că nu o să mai zică... Noi suntem responsabili pentru tot ce se întâmplă. La vârsta ta trebuie să fii atent. La ce să fiu atent, tată? Ce să mi se întâmple, mamă? Am 16 de acum, nu mă lăsați să mi se întâmple nimic. M-am trezit și am așteptat. Aud bătăinul ușa camerei mele. Intră amândoi și nimic. Mă întreabă dacă sunt pregătit. Le zic că sunt. Sunt pregătit. Să vină toți colegii și colegile la mine. Sunt pregătit să jucăm... Secretul. Mama și tata au amuțit. Fiecare scriem pe un bilețel câte un secret. Le amestecăm, apoi tragem. Fiecare dintre noi trebuie să ghicească al cui secretul. Hai măi, mamă! Hai măi, tata! Am jucat secretul în fiecare an. Dar mama nu mă bagă în seamă și iese din cameră. La fel și tata. Uneori aș vrea să strec după ei, mamă, tată, sunt mare de acum, uitați-vă la mine, nu mă mai supravegheați tot timpul. Dar ei nu m-au. Uneori aș vrea să sparg ușa cu vocea. Anul ăsta, mama și tata au închiriat un restaurant. Cel mai bun. Dar de la 5 după amiaza, la 8 seara. Și nu m-au lăsat să invit decât băieți. Și o singură fată, tocilarea clasă. La masă, nimeni n-a zis nicio glumă, nimeni n-a vorbit neîntrebat, de parcă fiecare a înghițit câte o furculiță. Și am băut doar Robi, babă. Penibii de ăștia au făcut concurs de reguit. Dacă aș fi putut, le-aș fi înghițit ziua într-o secundă, ca pe pastilă. Când am ajuns acasă, m-am ghemuit în pat și am început să plâng. Camera m-a apăsat ca un hanorac strâm. Am tras fermarul și am adormit. De atunci, mă trezesc în fiecare zi la fel. Ziua mea de naștere, prea tatăl. La anul, o să am 17, îmi fac ziua la cabană. Bine, dacă nu, la 18! Hai, Nicolae, tu urmezi. Se pregătește Patricia. O zi din viața lui Nico. Ziua care am ales-o... Care? Ziua pe care am ales-o e de acum o lună. O lună și ceva, când a fost carnavalul la școală. Care îmi place foarte mult, fiindcă poți să fii cine ai chef. E și ziua de când am porecla asta, care... Pe care... Pe care nu o suport deloc. Nicu Pipicu. Se făcuse deja seara, iar eu n-am mai avut dar. M-am furișat la mama și am luat de pe mașina de cusut costumul meu de... King Kong! Era acolo! În sfârșit îl aveam pe King Kong! În sfârșit gorila era a mea! Costumul ăsta era cusut de maică-mea dintr-o blană mai veche al mătușă mea. Apoi, am luat crema de ghetă al lui Daimyo și m-am dat pe față. Și fața mea s-a făcut neagră-neagră. Coață de gorila, adevărat! Am ieșit pe geam și am coborât pe copac. Am mers pe lângă casă. Nicolae,
Ca să speri pe cine întâlnesc, domnul. Deodată, la câțiva metri de mine, s-au oprit niște tipi, vreo 5. Am mers spre ei și când eram gata sărat, m-a prins unul în spate. Băi, Cioară, unde crezi că te duci? Eu am început sărat ca o brână. Lasă-ne pe noi cu fazele astea! Carnavalul nu e pentru țigani! Eu sunt King Kong! Sunt cea mai tare gorilă! Unul dintre ei m-a lovit. Băi, Cioară vopsită, știi că n-ai voie pe fareză, da? Dar eu regeam ca în film. Aproape că plângeam. Ăsta mai mare a venit la mine cu mincial. Dacă te mai grind pe aici, îți rup picioarele, ai înțeles? Hai, linge-ne pantofii. Nu m-am mișcat. Am zis, linge-ne pantofii. Nu m-am mișcat. Țigan împuțit. Și în momentul ăla, nu știu cum, dar i-am dat un șpiț în cazemată și am fugit cât puteam eu de tare. Dar tipii ăștia alergau după mine. Nu știu când, am ajuns la școală și m-am dus direct pe scenă, spatele cortinei printre copii. Cortina s-a tras și luminile m-au orbit. Brusc mi-am dat seama că eram printre cei de-a întâia care formau alfabetul. Eram printre litere. K.K. King Kong. Toată sala a râs. Tipii ăștia stăteau în fața, aproape de scenă. Crema de pe fața mea s-a scurs pe tot costumul. Nu mai eram King Kong. Eram Nicu. Toți colegii din sală râdeau. Nicu Pitipe. Tipii ăștia, care erau din 12 camere proscut, râdeau și ei. Și atunci, nu știu cum, de ciudă sau de frică, da, a făcut pe mine. Și de aici porecla mea pe care o urăsc. Nicu, Piticu, care au umplut tipricu! Da, bă. Hai, Patricia, tu ai mai rămas. O zi din viața lui Pat. Patine noi! Ieri mama mi-a luat patine noi. Patine de campioană. Cele mai frumoase patine pentru cea mai talentată fetiță. Patine pentru Pat, campioana lui mama. Mamei. Da, da. Regina Gheții, zice tata. Deși eu știu că tata și-ar fi dorit să aibă un băiat, un campion. Anul trecut, el mi-a luat mănuș de box. Prima pati, mereu prima, locul întâi, sus, repetă după noi. Prima mamă, mereu prima, prima tată, mereu prima. Pe un număr îmi pun patinele, pe celălalt am mănușile. Îmi iau echipamentul de protecție, îmi iau cărțile pe aici de ghiozdanul. La revedere de la tata, la revedere de la mama, apăs clanța și în timp ce mama mă sărută, îmi șoptește la ureche. Cine e campioana noastră? Râde. Da. Yes. Merg încet, cât pot eu de încet. Mă opresc și mă văd undeva departe. Pe un nopți de gheață înconjurată de o mulțime de oameni fără mama și tata. Toți strigau, hai Pati, hai Pati, cine e campioana noastră? Cine e cea mai talentată? Pe ei, hai Pati, hai Pati. Patinele mele sclipesc. Și brusc, gheața scrâșnește și se crapă. Patinele mele se fac țândări, mânușile se învârt în aer. Se fac mici, tot mai mici. Încerc să le dau jos, nu pot. Încerc, dar nu pot. Alunec, cad sub gheață. Încerc să înod, dar am mâinile în mănuși. Încerc să mă ridic, nu pot. Nu pot, nu pot. În jurul meu nu mai e gheață. În jurul meu nu mai e nimic. Și aud pe ei, pe ei, pe mama lor. Da. Wow, Pati, ce rochie frumoasă ai! Ce mișto e! Chiar așa! Marfă! Wow, mă! Dă-te puți! De unde o ai? Mi-a adus-o tata din străinătate! Wow! Are paiete din străinătate pe care tata-i
paiete. 157. Le-am numărat azi noapte. O să pun mâna pe ele? De la Fashion TV. Nu tu! Să ne sprinde! Mamă, ce prețioase sunt și ce fundă mare are! Uite, uite! Tragi și nici nu se desface! Mamă, te văd puțin? Wow, cum se face rochia! Și pot să nu mă opresc, pot să nu mă opresc! Și eu am. Ce ai? 100 rochi. 100 de rochi. 100 rochi. Șșș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 ș
Muflet! Bă, da, n-aud, n-aud. Ce ai? 100 de rochii. Nimeni n-are 100 de rochii. Eu am. Vanda, tu ai o singură rochie. Asta pe care o port în fiecare zi la școală. E cea mai urâtă rochie pe care am văzut-o vreodată. Hai că nu e chiar așa urâtă. Am 100 de rochii. Toate frumos aranjat în dulapul meu. În dulap. Și de ce nu vii cu ele la școală? Le am pentru petreceri. Vanda, pe tine nu te evită nimeni la nicio petrecere. N-ai 100 de rochii. Ba am 100 de rochii. Toate frumos aranjate în dulapul meu. Să mergem, Pati. Bun pariu? Că-s cu sclipici. Da, toate cu sclipici. Și-o multe volane, nu? Multe sute de volane. Și funde de toate culorile, nu? Și mici, și mari, și mijlocii. Să mergem, Pati. Păi mergem. Minți, Vanda. Nu mint. Minți ca să te dai mare. Dar n-ai nimic. N-ai nici măcar două rochii. 100 de rochii în capul tău. 100 de rochii. Toate frumos aranjate în dulapul meu. Minte de îngheață apele. Dacă nu zice singură, am mințit. Am o singură rochie, o să o fac eu să zică. Hai să ne gândim mai bine la concursul de desenat. Ați făcut ceva? Eu l-am terminat. Peste două zile se dă rezultatul. Vai, am uitat. Corigentule. Tu? Eu iau locul întâi. Normal, desenez cel mai mișto din casă. Tu câștigi. Da. Ia câștigă. Am o idee. Ce? Am să-i zic Vandei că e ziua mea și că o invit și pe ea. Și să vezi că zice că nu vine. Nu vine că n-are cu ce să se îmbrace. Dar nu e ziua ta. Ții cu mine sau cu ea? Te bagi sau nu? Bine, dar dacă Vanda are 100 de rochi? N-are! De unde să aibă? Stă la capătul orașului, în cartierul cel mai sărac, vine în fiecare zi la școală cu aceeași rochie, cu aceeași pereche de pantofi și cu același tramvai. Mănâncă cu mutul de frate sau dintr-un sandwich. Bine, atunci hai te bagi sau nu? Hei, Vanda! O să fie ziua mea și vreau să te invit. O să vină toată clasa. Vii? Nu știu. Hai, te rog, te rog, te rog! Nu te lasă părinții tăi? O pun pe mama să vorbească cu ei. Nu. Tata lucrează. Iar mama... Hai, Vanda, suntem atât de curioase să-ți vedem rochile. Toată lumea o să zică... Wow! Cât de tare e rochia Vandei! Rochia Vandei e cea mai tare. Rochia Vandei e cea mai cea. Toate fetele o să avem rochii albe
Paiete! Dansăm, cântăm, jucăm jocuri. O să ne cunoaștem mai bine. Și totul, totul o să fie numai și numai pe alb. Ca într-un tărâm al gheții. Eu o să fiu King Kong alb. Poate facem desenele împreună. Ție îți place să desenezi? Facem concurs de desene. Și de picouri. Desene. Bine. Bun. Atunci ne vedem în curte. Da, după ori. Da, da, să vedem cum facem. Am un albastru, cu gulet cireșiu,
Și mai am una. Verde aprins cu panglică roșie. Și mai am una mov cu picățele aurii. Și mai am... Ai o singură rochie și aia pute! Am încercat, am răjeală! Acum noi! A transpirație! Petron Scovici, Scom Scovici! Petron Scovici, Scom Scovici! Petron Scovici, Scom Scovici! Petron Scovici, Scom Scovici! Lasă-mă tu! Petron Scovici, Scom Scovici! Petron Scovici, Scom Scovici! Nu pute! Din cauza mirosului tău, mi se face rău în clasă! Din cauza putorii tale, ne pedepsește pe noi! Ne cheamă părinții la cancelarie! O spălăm fiecare seară! Păi de ce să o speli dacă ai atâtea? Ostalii sunt revizanii, celelalte sunt pentru petrecere! Ostalii sunt revizanii! Sunt pentru petrecere! Pentru petrecerile din visul tău! Petron Scovici, Scon Scovici, Mincinos Scovici! Petron Scovici, Mincinoscovici. Petron Scovici, Scon Scovici, Mincinoscovici. Petron Scovici, Scon Scovici, Mincinoscovici. Petron Scovici, Scon Scovici, Mincinoscovici. Am să scriu pe toți pereții școlii! Vanda Petron Scovici e o mincinoasă! Petron Scovici, Scon Scovici, Mincinoscovici! Am să scriu pe toate tablele din toate clasele! Petron Scovici, Scon Scovici, Mincinoscovici! Am să scriu peste tot! Petron Scovici, Scon Scovici, Mincinoscovici! Am să scriu să vadă toată lumea! Petron Scovici, Scon Scovici, Mincinoscovici! 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 Banda! Banda! Suna diriginte la mine! 4 ori! Zis că e ceva la tine. 4 ori? Că tu nu citit. Ce e, Vanda? Ce e la tine? Ce ai făcut la mine? Boia nu știu nimic? Tu taci? Vanda, ce e la tine? Vanda, tu-ți promis păstor la mine. Tu nu vorbit cu eu? Boia nu vorbit? Vanda, ce e la tine? Ce e cu tine? Nu mai vreau școală. Toți de mine râd. Se iau de mine. Striga după mine. Banda nu-i Banda. Banda e un petec. Banda e decolorată. Banda e o rochie ruptă. Banda nu o să mai fie niciodată Banda. Banda nu se vede. Banda vede. Boian vede bine. Boian nu vorbit, nu auzit, dar bine vede. Vede bine. Banda desena bine? Banda desenează. Nu înțelegi nimic, tata.
Înțeleg ce poți. Înțeleg ce pot. Cine râde, Vanda? Cine poate? Lumea râde. Toată lumea poate. Numai Vanda nu poate nimic. Vanda nu poate să citească. Boian poate. Vanda poate. Boian, mers la școală. Vanda, mers la școală. Copii, mers la școală. Boian merge. Vanda merge. Copiii merg, tata. Nu, tata, nu. Pe Boian la școală de o lună nu duc. Nu la trompeta spart dintele. Băieții din clasă au spart dintele. Ce-ai spus la tine, Vanda? Cum spart dinte? Nu mai mergem la școală. Cum nu mai mergem la școală? Școala e tot. Nu așa se zice, Vanda. Nu așa e corect, Vanda. Corect, corect, corect. Tu nu ești de aici, Vanda. Tu n-ai ce căuta aici, Vanda. Nici tu, nici tatăl tău, nici fratele tău. Aici e bine, Vanda. Aici e pentru toți. Nici tu, nici tatăl tău, nici fratele tău nu aveți ce căuta aici. Așa au zis. Vreau înapoi, tata. Aici e bine, Vanda. Nu poate acolo. Mama a murit acolo. Război acolo. Eu pierd loc de muncă acolo. Acolo nu e mai locul nostru. Nu mai e. Nu se poate. Am pierdut. A murit. Dar unde e? Mama nu mai e. Nu mai e. Înțelegi la mine? Nu, mama. Locul nostru e unde? Boian, Boian! Încet, încet găsim loc la noi. Aici. 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 Nu aici, nu. Vreau să plecăm de aici și eu și Boian. Unde? Oriunde. Oriunde, oriunde te rugăm, tata, nu aici. Nu lăsa, nu lăsa să pună Vanda la pământ. Nu-i lăsa. Nu-i lăsa. Vanda e deja la pământ. Vanda meu se ridică și citește frumos. Vanda mea. Vanda mea se ridică și nu citește frumos. Nu știe limba. Vanda meu. Vanda meu citește frumos. Scris frumos. Vanda mea. Vanda mea nu scrie frumos. Vanda meu desenat frumos. Da! Vanda mea desenează. Ba nu, tata. Vanda nu face nimic frumos. Așa rochii nu mai văzut. Nu am mai văzut. Sunt doar niște desene din capul meu. Nu ajută la nimic. Totul e în capul meu. Mai știi ce zicea mama tău? Desenează, Vanda. Desenează. Desenează, Vanda. Desenează. Și lumea întreagă va încăpea în dulapul tău. Taco, taco, draga moia. Nu mai cred asta, Oteț. Mi se neveruie mutu. Nici n-avem dulap. Eu fac dulap. O să vezi. O să încapă. Dulap mare fac. Sunt urâte. Cele mai urâte. Cele mai urâte. Le arunc. Le arunc. Chiar acum le arunc. Nu încap în niciun dulap. Mereu ne minți, tata. Mereu ne minți că o să
râdem de numele ei. Așa cum nu râdem nici de numele nostru. De ce un nume să facă alt nume să se simtă cel mai trist nume din lume? Vanda, e chiar în bine să te cred. Că ai 100 de rochi. Toate frumos aranjate în dulapul tău. Chiar îmi vine să te cred și mi-e frică. Mi-e teamă să fiu de partea ta. Pentru că poate mâine o să fiu eu o Vanda. Mâine o să se ia de mine. Mâine o să scrie numele meu pe toți pereții școlii. Mâine o să-mi găsească mie o poreclă. Mâine o să râdă de mine. Mâine o să-mi zică, știm că porți hainele rămase de la soră ta. Știm că mama ta n-are bani să-ți cumpere alte rochi. Știm că le împrumută de la mamele altor fete. Știm, știm, știm. Mi-e frică, Vanda. E tare. Am făcut noi. De aia lipsește. Tu ai mai venit la școală dacă ai auzit mereu mincinoasă, mincinoasă? N-am putut să aud că eu nu mint. Dar dacă s-ar râde de tine, ai mai venit? Dacă s-ar face mișto de tine tot timpul... Da. De mine nu se va râde niciodată. Are baiete din străinătate pe care tata mi l-a dus. Și acum dacă... Vanda nu mai e. De cine să ne luăm? Lașilor! De ce trebuie să te iei mereu de cineva? Vanda a mințit. De asta m-am luat de ea. Dacă eu aș minți, te-ai luat de mine? Tu ești prietena mea. Dar dacă aș minți? Tu nu minți, mădă. Tu ca și mine nu minți. N-ai de ce să minți. Dar dacă, dacă mirosi urât, ți-a spune să te speli. Asta face o prietenă adevărată. Dar dacă nu aș avea bani? Dacă ai tăi muncesc, au. Și dacă te iubesc? Nu te lasă să vii la școală ca o cercetoare. Sau ca un cercetor. Lasă-ne! Mai știi ce mușăreasa? Mai lasă-mă. Astea-s povești. Nimeni n-a stat nici cu mine dacă aș fi săracă. Eu aș sta. Da? Sigur. Vorbe. Avem colegi săraci în clasă? Tomale Credincioso? Alex? Victor, băiatului mamaci? Mai bine nu i-am zis asta. Îi deranja pe toți, nu doar pe noi. Ai ști cum mirosea în clasă de la ea? Zi și tu, fată. Ți-aduci aminte cât pierdeam din oră până la visea ea? Să vezi eu cu sora mea. Ăștia mici învață mai greu. Nu e același lucru. Se ducă înapoi în clasă, risota. Se ducă înapoi în țara ei. Nu era de aici. Mă, dar ce căuta aici? Nu era de nivelul nostru. Măcar încerca. Auzi, tu ții cu mine sau cu ea? Boian zice,
fie o zi frumoasă. Eu tac. Desenez în cap linii. Lungi. Nu încep undeva. Nu se termină undeva. Își caută loc. Linii lungi. Câteodată se frâng. Atunci o iau de la capăt. Și iar de la capăt. Am obosit. Tata mă ia strâns în brațe. Mă țin toată de el și șoptesc: ești cel mai bun oteț din lume, tata. Tata mi-a acoperă ochii. E jocul nostru de când eram mică. Tata întreabă: ce vede? Eu zic: eu vede pământul liniat, multicolor, și noi acolo mici pe undeva. Brațele mele se fac colac. Îmi pun capul pe umărul lui tata. Umărul e moale, capul meu se topește de cal. Visele sunt lini, lungi, care nu se mai întorc niciodată. Pot să mă mut lângă mătă? Ca să facă chestii. Taci că te sparg! Toma,
Dar să nu se mai ia de mine, domnul. Dar de ce să câștige străinii la noi în țară? Fură toate muncile. Pe asta a plecat că nu mai avea unde să lucreze. Da, mama zice să ne ferim de ei. Odată tata i-a bătut pe câțiva angari, niște somalezi. Au ăia niște cuții de la ei. Ca vietnamezii. Ca țigani. Da, și bunicii, și bunicii bunicilor voștri au fost cumva străini în țară. Chiar dacă nu toți, chiar dacă nu somalezi sau vietnamezi. Copii, ne doare, ne supără când cineva se ia de noi. Dacă voi mâine v-ați mutat în alt oraș și nu aș ști să scrieți sau să citiți la fel de bine ca oamenii în acel oraș, v-ar plăcea să vi se spună câteți mai proști decât ei? Mie nu mi-ar plăcea, domnul. Nici mie. Ție ți-ar plăcea, Patricia? Ei bine, banda a desenat 100 de rochi și ne-a uimit pe toți. Din păcate, ea nu este azi aici ca să-și primească aplauzele veritate. Mai bine că nu e. Tatăl ei mi-a lăsat o scrisoare ca celarie. Dragă domnule diriginte, banda mea nu o să mai vină la școala dumitale. Nici Boian. Acum plecăm oraș mare. Aici nu bine la noi. Aici simțit mereu ultimii oameni. Aici simțit mereu străini. Poate acolo nu mai bate nimeni joc de banda. Poate acolo nu mai sparge nimeni dinții lui Boian. Poate acolo nu mai spune nimeni Petronscovici, Sconscovici, Mincinoscovici. Nimeni. Poate acolo nu mai face nimeni să sufere banda mea. Poate acolo nu mai face nimeni să plângă banda mea. Poate acolo banda mea a găsit prieteni. Poate acolo banda mea nu mai stat mereu singură. Într-un oraș mare, oamenii se pierde ușor. Al dumitale, Zlatan Petronscovici. Domnul, pot să merg puțin până la toaletă? Vă rog, domnul, pot? Vă rog mult, domnul, pot? Am să te rog să mai rămâi puțin, Patricia. Domnul, banda nu mai vine niciodată la școală? Așa se pare. Dar ce i-a făcut, domnul? Nicolae, v-ați putut joc de ea. Și tu, Mădălina, și tu, Alexandra, și tu, Toma, și tu, Victor. Și tu, Am mințit! A spus că are 100 de rochii și n-avea decât una. De ce ne-a mințit? Păi chiar avea 100 de rochii. În capul ei. Chiar acolo, Patricia. Chiar acolo. Chiar acolo. Domnul, dar și ea era ciudată. Nu vorbea cu nimeni. Și când vorbea, mințea. Nu mințea. Inventa. Și tu inventezi. Ba nu. Ba da. Poftim? Ce-ai zis, mădă? Ce inventezi, hm? Ce le spui și părinților tăi, că ești cea mai bună la patinaj. Nici nu-ți plac patinele alea. Box, patine? Dar ce mai ești cea mai bună pati? Spuneai că ai văzut 10 țări, nu? Am văzut! Ba n-ai văzut! Ba da! Ba da! Doar vrei să fii mai bună decât noi, dar nu ești. Nu ai văzut 10 țări și gata. Vacanța asta merg în Spania și în Italia. Și am fost și în Grecia. 3 țări? Nu sunt 10 țări, mincinoaso. N-ai fost în 10 țări și gata! Dacă eu zic am fost, am fost! Așa cum tu zici că ai fost în 10 țări, așa și banda zicea, care 100 de rochi, se închidea în dulapul din mintea ei. Fiecare copil are un dulap al lui și numai al lui. Dacă îl spargi, îi faci țândă lumea. Sunt sigur că nu v-ați luat de ea intenționat. Că nu v-ați bătut joc de ea, că avea un nume mai ciudat. Sau că venea în fiecare zi îmbrăcată la fel. Dacă toți oamenii ar fi la fel, lumea ar fi mai mică și mai tristă. Copii, vă rog așteptați-vă la locurile voastre. Hai, hai! Vă rog, puneți-mi scris ce ați simțit atunci când ați auzit scrisoarea de la tatăl bandei. Hai, curaj! Vă trebuie curaj să recunoașteți că ați greșit.